Sau, doamne și domnule, eu sunt Star și acum pot să vă învăț cum să creați un joc în Medicaid. Păi, cu ce să începem prima dată? Păi, hai întâi să vă arăt unde îl puteți lua. Medicaid este un motor de jocuri pe care îl puteți downloada de pe site-ul oficial. S-a spus să încarce. Este cel mai puternic și cel mai bun motor de creat jocuri existând până acum pe piață. Mie, după ce intrați pe pagina oficială, apăsați pe linkul Downloads și eu o să vă duc pe pagina de descărcări. Pentru informarea voastră, ar fi mai bine să... acum a sunat asta, pentru informarea voastră. Mă rog. Apropo, stai cu Sphinx, The Blood Lord și... Salut, Sphinx, ce faci? Bine, uite, acum fac un tutorial pentru UDK. Cum să ieși... Poftim? Scuze, am avut caps lock-ul deschis de aia. Da. Cel mai bine ar fi să vă luați nu ultimul apărut, ci penultimul din februarie, deoarece ultimul apărut nu este compatibil cu versiunea de Windows 7 Home, ceea ce vă dă foarte multe probleme pentru cei care au Windows 7 Home, versiunea Home, în fine. Și imediat pe cel descărcați, încă o dată vă spun, este gratuit. Intrați în folderul unde l-ați instalat. Eu l-am instalat pe un hard disk extern, în UDK, în folderul care l-a spus, Binars. Acum, ce Windows folosiți? O Windows pe 32 de bit sau pe 64, în funcție de calculatorul dumneavoastră, intrați și pe folder. Eu folosesc un pe 64 de bit. Și ori dați aici... Ok. Bine, asta e primul videoclip, deci, mă rog. Al doilea, de fapt, că am făcut unul în engleză și l-am făcut cu Slender. Și am încercat să editez puțin și nu mai se sincroniza sound-ul cu video, cu imagine. În fine. Și ori puteți da aici la UDK-exe și vă duce direct în executabilul la... Asta editez. Mamă! Vă duce... Poftim? Nu știu. Gata. Așa. Deci, dați pe fișierul UDK executabil și vă conduce direct la launcherul UDK. Bine, acesta este launcherul pentru jocurile pe care le creați. Dacă dați mai ușor pe butonul Start la bara de căutare, găsești imediat cele două programe. UDK e... Ce? De ce râzi? Nu. Da, mi-a... Ok. Ok. Lol. În fine. Eu continui oricum. Asta e launcherul jocului, motorul de căutare. De ce râzi? Da, chica. În fine. Mă rog, orice joc are și un meniu principal, desigur. HUD-uri, toate cele create. Mă rog, ăsta e default. Puteți schimba imaginea, toate cele. O să vă învăț mai târziu cum le puteți schimba. Da, hai să nu vorbim despre launcher, vorbim... Să vorbim despre ceea ce contează, adică... UDK Editor. Și prietenul meu, Sphinx, o să-și facă câteva jocuri. Nu e foarte greu. E mai ușor decât Minecraft-ul, credeți-mă. Da, e mult mai ușor decât Minecraft-ul, pentru că nu trebuie să stai să memorezi cum trebuie să... unești două lucruri astfel încât să-ți iasă ceva, știi? Da, pentru că ai un browser
se numește Content Browser, în care acolo deții, cum e la tine, inventariu, știi, deții tot ce-ți trebuie, tot asetul. Asetul primești odată cu software-ul. Poți alege să primești asetul sau nu. Îți apar acolo două checkbox-uri în care te întreabă: vrei să instalezi și UT Assets? UT vine de Unreal Tournament. E un joc. Toate asset-urile sunt date din câteva mape de la niște serii de jocuri. Ok. Unreal Tournament este un joc creat în UDK, mă. Nu știi? Ceva arată ceva gen Metin 2. Tot așa, multiplayer, doar că e mult mai fain. E vechi ca joc, dar graficele sunt foarte frumoase, în fine. Și câteva asset-uri de la niște mape au fost adăugate și în motorul de creat jocuri UDK. Ce înseamnă UDK? UDK înseamnă Unreal Development Kit. Și da, hai să începem. Asta e Content Browser, după cum v-am spus. Practic, hai să vă explic ce face Content Browser-ul. Sphinx, mai ești? Așa. Ok. Deci, în Content Browser găsim tot asetul de care avem nevoie. Adică, stați puțin să maximizez. Găsim animații, materiale, particule de sistem. Adică, ce sunt particule de sistem? De exemplu, fum pe care îl scoate o țigară, focul pe care îl scoate o mașină explodată. Așa. Ploaia mai este tot un sistem de particule și tot felul de chestii. De exemplu, poate să fie până și lumina un sistem de particule. Sistemul de particule mereu se regenerează. Următoarea este Skeleton Mesh. Skeleton Mesh-urile sunt tot felul de obiecte pe care le folosești pentru a-ți crea mapa. De la caracterele pe care le folosești, boții și toate cele, până la playerii principali, secundari și așa mai departe, chiar până și armele, mașinile, vehiculele și tot ce conțin. Așa. Vă întrebați care este diferența între materiale și texturi. Păi, în principiu nu este mare diferență. Texturile sunt practic o parte din materiale. Scuze, a fost sora mea. Pleacă. Spune tati, spune tati, pleacă repede. Stai să pun hrătirile astea. Pleacă! Aole! Da, gata. Înregistrez, asta clar înregistrez, decupez partea asta. Hai că eu oricum continui. Deci, ne întoarcem la oile noastre. Ok, deci materiale, texturile sunt de fapt o parte din materiale. Textura e decât practic imaginea, iar materialele sunt obiectele pe care le folosești pe o mapă. De exemplu, am aici un cub, da? Dar să dau decât la materiale. Am aici un cub și vreau să-l colorez. Să-i adaug o imagine, ceva, orice. Că, practic, nu prea îmi place culoarea aceasta de material green keys. Nu m-a ajutat nimic, nu-i dă un design foarte frumos. Așa că mă gândesc să-i adaug o culoare. Cel mai ușor de a adăuga o culoare este să
pur și simplu metoda drag and drop. E de undeva și muți cu cursorul unde vrei tu să pui acea imagine. Instant. Ce să zic? Instant acea imagine se va pune pe. Să las puțin. Bine, acesta e un decal. Dar, mă rog, merge și așa. Instant imaginea se va pune pe obiectul în cauză. Lol, obiectul în cauză, zici că sunt. În fine. Cred că vă întrebați ce sunt și decalurile. Păi, decalul, tu știi Sphinx ce e un decal? Îți explic acum. Practic este tot așa un material, dar e și pus la materiale, care se pun pe pereți, oriunde. De exemplu, un scris e un decal, un scris pe un perete, un semn, un stâlp e un decal, știi? De exemplu și mâzga care e pusă pe perete, doar că nu poți să o vezi 3D, e așa pusă 2D, știi? Și se mișcă. Sau chestii din astea, știi? E un decal. Acum, cum să umblați în Content Browser? Păi, ce este Content Browser? Este un. Am mai spus că este un fel de inventoriu, dar cum să-l folosiți? Este un fel de search engine imens în care puteți căuta prin bara de search. Dacă. Scuze, era sora mea. Așa. Puteți căuta în bara de search, de exemplu, să dau la all. De exemplu. Așa. De exemplu, wall. Și vă dă imediat toate text. Ok. Și vă dă imediat toate texturile pentru un perete sau toate obiectele. Stați puțin. Cum să înserați un obiect în pe o mapă. Păi, tot la fel, pur și simplu drag and drop. Imediat asta, puțin stau în jos. De exemplu, ca wall vreau să pun acest perete. Ori îl selectez și apăs clic dreapta și adaug, să spun că îmi găsesc. Da. Nu știu ce nu mi-apare. Stai un pic. Zi. Și. Cred că o să fac. Da, o să fac. De ce nu? Mă rog. Nu găsesc. Stai un pic. E, mă rog, lăsăm metoda. Aceasta a fost cea mai ușoară metodă, drag and drop. Stați puțin că am dat la properties. Gata. Poftim? Mult mai ușor în drag and drop, da, desigur. Da, nu complic. În fine. Auzi, dar de ce nu te mai aud când tu te oprești? În fine. La fel pot să adaug orice obiect. Așa, și v-am arătat diferența între materiale și texturi. Mai este încă o diferență. De exemplu, dacă dau pe texturi, am o textură, da? Și vreau să o aplic pe material. Nu, practic, nu te lasă UDK-ul să aplici textura pe material. Trebuie neapărat să, pe obiect, pardon. Trebuie neapărat să folosești un material ca să-l pui pe obiect. Deoarece materialul e deja un lucru prelucrat. În fine. Acesta e pur și simplu un perete pe care. A, încă o chestie. Ca să mutăm. Nu, sort. Lol. În fine.
Ok. Cum mă pot mișca prin viewer? Păi, e pur și simplu ca și cum atunci când ești în editor, să spunem așa, atunci când ești în viewer, în această fereastră, în editor, e practic ca și cum ai fi un player, sau mai bine zis, ca și cum ai juca Minecraft în creativ. Te poți plimba oriunde vrei. Doar că singura diferență între Minecraft în creativ și nu de capa este că în loc să apeși space ca să te ridici, apeși E ca să te ridici și Q ca să cobori. Iar W va să te miști. Pur și simplu. Ușor, nu? Ok. Acum, momentan, observați, nu am selectat nimic de pe planșă. Ca să selectez, mă duc, apăs click stânga pe acel obiect și obiectul instant se face puțin movuliu. Și apare într-un colț sau la mijloc undeva, oriunde, cum alege editorul, niște săgeți. Păi, ce sunt aceste săgeți? UDK fiind un motor de un motor de creat jocuri 3D, are săgețile X, Y și Z pentru a muta obiectul unde vreți. Adică pur și simplu selectați săgeata și o mutați și mutați obiectul unde doriți să fie. Așa. Da. Dacă nu vă place cum e mutată, pur și simplu apăsați space și va apare alt. Nu mai sunt săgețe, acum va apare un tip de HUD cu care puteți foarte ușor să mutați la câte grade vreți, ținând apăsat click și mutând cu cursorul. De exemplu, vreau să mut la 90 de grade. De fapt, 180 de grade, scuzați-mă. Sau, nu, ceva nu-i bine. E, îl mut așa. Îl las așa, astfel încât, după cum observați, munchea să fie în partea interioară a clădirii. Și momentan asta a fost pentru primul tutorial. Dar înainte de a încheia, vreau să vă mai arăt și încă două opțiuni. În afară de a arăta obiectul, îl puteți și mări. De exemplu. Stați puțin. De exemplu. Îl puteți mări astfel încât să rămâne sub aceeași dimensiune de aproape pătrat, dacă nu chiar pătrat, în fine. Sau îl puteți mări numai într-un anumit sens, de exemplu, în înălțime, în lungime sau în grosime. Primele trei moduri de a mișca mișcarea, rotirea și mărirea obiectului le puteți schimba prin space. Dar pentru a mări printr-un anumit mod înălțime, lungime sau grosime, trebuie să apăsați pe butonul de aici. Aceste patru butoane, pe ce fac? Butonul cursor îl puteți folosi pentru a selecta un obiect, cel cu săgeți pentru pur și simplu a muta obiectul, acesta pentru a roti obiectul pe care poți schimba și prin apăsarea tastei Space, mărirea obiectului și mărirea obiectului în funcție de dorință, lungime, grosime și înălțime. Butonul de Undo sau Control Z în caz dacă nu v-a plăcut ceea ce ați făcut și vreți să dați înapoi la
modelul cum era înainte. Butonul de save, pentru a salva planșa, se află aici. Butonul pentru a salva toate levelele și butonul pentru a salva toate pachetele băgate în level. Ori pur și simplu apăsați Ctrl S. Momentan pentru acest episod, știu că a fost puțin cam lung. Da, mai trebuie să lucrez, adică până acum n-am spus nici măcar unul. Păi așa fac, oricum. Și cam atât a fost pentru tutorial acesta, v-am arătat cât de cât basicul basicului, în fine. O să mai explic ce mai fac butoanele acestea din top. O să vă mai arăt și ce fac aceste viewer. Cred că vi se par foarte interesante. Momentan, până acum, ne vom vedea data viitoare. Apropo, uitați să vă mai spun. Ca să salvați mapa, nu-i de jos decât să apăsați Ctrl S. Aceasta decât o să salvați ce ați făcut, dar ca proiect nu se salvează ca și document. Pentru a salva pur și simplu, după ce ieșiți, apăsați Save All, vă apare o fereastră mică. Dar eu deja salvasem, așa că o să vă arăt prin metoda File, Save As. Salvați unde vreți. Este un anumit mod de a salva. De exemplu, dacă vreți să creați un Team Deathmatch sau Deathmatch, trebuie înainte de titlu să fie DM, de a prescutare la Deathmatch, cratimă și numele titlului. Sau dacă vreți să creați un Capture the Flag, adică ceva gen două baze care au fiecare câte un stag și fiecare trebuie să ajungă la bază cealaltă ca să captureze, să ia stagul și apoi să se întoarcă în cealaltă bază, trebuie să creați prin VCTF sau decât CTF, în funcție de cum vreți, apoi să CTF, stați puțin cu litere mari, CTF, cratimă sau minus, depinde cum vreți, cum vrei să spui. Și apoi puneți numele, puneți titlul pe care vreți să-l aveți ca mapă. De exemplu, Sfinxul de Ok, apoi apăsați salvați și se salvează în documentele. A, este prea lung. Dacă... În fine. S-a salvat și astfel putem intra în launcher. Click Game. Durează până ceva până se deschide launcherul. Launcherul s-a deschis și acum vom testa nivelul nostru. Action. Și vedeți aici cum s-a salvat exact cum am vrut să fie titlul Sfințul de pe Muntele Mânzală. Selectez mapa și va începe jocul. De către de capa, îl puteți schimba. Este practic un robot de la Unreal Tournament care are și focul vor de până. Și
cam atât a fost pentru acest tutorial. O să mai lucrez puțin, o să creez pereții și o să vă învăț cum să creați path notes-uri, spawn pentru player, spawner pentru bots și un team deathmatch sau un deathmatch, depinde de cum vreți voi să modificați. Și rămâneți la curent cu următoarele videoclipuri pe care le voi posta pe channel-ul meu. See ya în următoarele episoade! I'm ready for the rough.